Se apropie Paștele și aveți vestiți moartea Domnului, ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru Tatăl și pentru noi. El s-a dat ca o jertfă de bun miros, ca un prinos, ca o jertfă de bun miros de dragul Tatălui pentru noi. Și atunci, mai întâi, El trebuia să mulțumească așteptările, să împlinească așteptările Tatălui, ca apoi să poate face ceva și pentru noi. Aveți și două cărți profetice, că vom vorbi despre profeții, cartea lui Ioel. Una din primele profeții, este o dispută mare legată de data scrierii, dar dacă este printre primele cărți profetice, aici avem tiparul eschatologiei și toți profeții care au urmat mai târziu în Biblie nu pot să-l contrazică pe Ioel. De ce? Când compari profețiile care au urmat cu cartea lui Ioel, vezi că tot ce fac profeții care vin după el este să elaboreze ceva mai mult. Dacă este printre ultimele profeții, printre primele profeții, atunci printre ultimele este cartea Daniel. Pare foarte mare, dar este hârtie volumică și foarte ușoară. Și cartea Daniel, probabil vorbind de pe vremea lui Nebucadnețar și a Imperiului Medo-Persan după aceea, vine și vorbește despre anii 165, Antioh Epifane al IV-lea, desacralizarea templului, o altă carte profetică interesantă. Sunt și alte cărți profetice care, din păcate, se epuizate și va trebui să le retipărim, dar voi aminti cel puțin câteva dintre ele astăzi. Suntem în a doua seară cu legată de profeția plecând de pe textul din 1 Samuel și am vrea să înțelegem astăzi, să deschidem puțin fereastra, locul și rolul profetului în economia legământului lui Dumnezeu, ca apoi să migrăm înspre zilele noastre și probabil în săptămânile viitoare să încercăm să vorbim despre profeția din biserica din Corint și pe urmă să vedem ce să facem cu ea și astăzi. Dar aș pleca de la imaginea pe care o aveți înaintea voastră. Aici este Moise. Înainte de a muri, Dumnezeu îi spune în capitolul 27 din Numeri, ia-l pe Iosua și pune-l sub porunca lui Eliazar. Cu alte cuvinte, Moise adună toate funcțiile din Israel, și profetul, și preotul, și împăratul. Toate se adună. Îl numește împăratul în ultima parte a cărții Deuteronom. Imaginați-vă că imediat după moartea lui, conducerea în Israel se fragmentează. Și de ce este pus Iosua? Iosua ar trebui să conducă mai departe poporul în cucerirea țării. Dar de ce este așezat sub porunca lui Eliazar? Dumnezeu, din start, vine și atrage atenția asupra faptului că deasupra tuturor este adevăratul împărat. Este Dumnezeu, este suveranul. Și atunci, practic, Iosua, el fiind marele preot, reprezentantul lui Dumnezeu, vorbesc de Eliazar, în mijlocul poporului, practic Iosua intră sub porunca lui Eleazar, sub porunca lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în momentul în care Iosua moare, mor și bătrânii, începe perioada judecătorilor, ultimul dintre ei este Samuel. Și pe vremea lui Samuel, poporul cere o de împărat și noi suntem în cartea 1 Samuel și în momentul acela Dumnezeu ia rolul judecătorului și îl transformă în rolul profetului. Îl aduce în paralel cu împăratul, tocmai pentru că Domnul vorbea direct profetului și profetul avea acces liber în prezența împăratului. El nu bătea la ușă, el intra în sala tronului, el îl confrunta pe împărat, indiferent cine ar fi fost el. Acum erau și împărați răi care i-ar fi tăiat în bucăți pe profeți, așa cum Ioachin a încercat să-l omoare pe Ieremia. Dar observați, linia profeției vine în paralel cu linia împărăției. Deci împăratul este dublat de profet, profetul rămâne în relație cu Dumnezeu și vorbește în numele lui Dumnezeu și îl poate mustra pe împărat în orice ceas din zi sau noapte. Întrebarea este ce se întâmplă după ce toate aceste trei linii se adună în Domnul Iisus Hristos. Ce se întâmplă mai departe cu toate liniile astea, cu preoția, profeția, împărăția? El le adună pe toate, el este preot, profet și
împărat într-un fel în Israel, dar pentru biserica nou-testamentară mai rămâne ceva din toate acestea, sau toate acestea se adună, se împlinesc în Domnul Iisus Hristos? Deci asta este întrebarea cu care aș vrea să plecăm la drum. Și aș pleca din textul de ieri, îi mulțumesc lui Manu pentru capitolul 12 și aș vrea să revenim asupra lui, pentru că aici se inițiază linia profetică într-un fel în Israel, în capitolul 12, linia profetică în Israel. Și dacă a scuturat puțin textul să văd din ce-i făcut, Manu l-a segmentat ieri, aș pune câteva cuvinte înaintea noastră. În primul rând, integritate, apoi judecate, suveranitate, credincioșie, angajare și avertizare. Astea sunt segmentele din text. Despre ce este vorba? El era judecător în Israel și în capitolul 12 rostește ultima judecată publică asupra poporului adunat în prezența lui. Dar ca să poți judeca pe alții, mai întâi trebuie să verifici dacă nu cumva ai o bârnă în ochiul tău. Scoate bârna din ochiul tău ca să vezi să scoți paiul din ochiul fratelui tău, spune Domnul Iisus în predica de pe munte. Și acest principiu îl aplică Samuel. Mai întâi se lasă el însuși judecat. Abia când integritatea lui este dovedită, rostește judecata. Dar rostind judecata, o face în numele lui Dumnezeu, subliniind suveranitatea lui Dumnezeu, care e peste profet, peste judecător, peste împărat. El este Dumnezeul suprem, Dumnezeul care practic dictează de-a lungul întregii istorii. El este creatorul. Și apoi subliniază credincioșia lui Dumnezeu față de poporul său. Dumnezeu nu va lepăda pe poporul său. Abia după aceea, profetul, noul profet sau Samuel, vine și se angajează cu ceva față de poporul său și totul se termină cu ultimele două versete care sunt o avertizare profetică. Acum, în primele cinci versete, Samuel își dovedește sau poporul, practic, confirmă integritatea lui Samuel. Apoi, versetele 6 la 13 rămâne ultima judecată a lui Samuel, ultima judecată formală a întregului popor. El va rosti judecăți asupra împăratului, de pildă, în capitolul 13, 14, 15. El va fi acolo până la moarte, dar este ultima lui judecată rostită asupra poporului. Apoi, din versetele 14 la 18, prima parte, practic se subliniază suveranitatea lui Dumnezeu. El este suveranul, suveranitatea absolută a lui Dumnezeu deasupra împăratului, deasupra profetului. Deși nu pe mine mă leapădă, nu pe tine, ci pe mine, spune Dumnezeu, Dumnezeu nu pleacă de pe tron. El este pe tronul Universului și rămâne pe tronul Universului de la începutul până la sfârșitul, până la sfârșitul istoriei. Din 18b la 22 avem, practic, dovada credincioșiei lui Dumnezeu. În ciuda necredincioșiei poporului, Dumnezeu rămâne credincios. Întrebarea este față de cine? Față de noi? Îl putem încutia pe Dumnezeu în un fel? Nu. Rămâne credincios față de sine și față de împlinirea planurilor lui. Apoi, în versetul 23, avem frumoasa, Tavi a vorbit despre, ați auzit ieri dimineață, angajarea lui Samuel. Și este interesant să vezi când se metamorfozează funcția de judecător în cea de profet, care sunt liniile majore pe care funcționează, profetul. Și apoi avem avertizarea din ultimele două capitole, din ultimele două, din două versete. Dați-mi voie să încep cu integritatea lui Samuel, primele cinci versete. Samuel a zis întregului Israel: iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-ați zis și am pus un împărat peste voi. V-am ascultat glasul, am pus un împărat peste voi. De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Dacă țineți minte, cererea poporului, un împărat care să ne judece, care să meargă înaintea noastră, să ne conducă în războaiele, în războaiele noastre. Și Samuel zice, a venit vremea, iată împăratul, nu uitați, la Gilgal a fost întărită împărăția, Saul este într-un fel validat acolo, în urma câștigului bătăliei împotriva lui Nahaș, amonitul. Deci iată împăratul care va merge înaintea voastră. Când despre mine, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi.
Am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de azi. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea, în fața Domnului și în fața unsului Lui. Cui am luat boul sau cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiți și vă voi da înapoi. Ei au răspuns, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. El le-a mai zis, Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor în ziua aceasta. Foarte interesant. El aduce ca martor pe Domnul și pe unsul. Acum Domnul totu-i goș descoperit înaintea celea care vom face. Dar de ce îl aduce pe unsul ca martor? Nu cumva toată această dovadă a integrității lui Samuel ar fi trebuit să fie o lecție pentru Saul, pentru unsul Domnului? Nu cumva el ar fi trebuit să audă cu amândouă urechile? Dacă vii ca martor la integritatea lui, asta te obligă în mod automat și pe tine ca unsul lui Dumnezeu. Domnul este martor și unsul. Și textul continuă. Că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și ei au răspuns, sunt martori. Și Domnul și unsul sunt martori că n-am găsit nimic în mâinile tale. Odată ce integritatea lui este dovedită, el poate rosti cu inima liberă judecata. Cum să judeci pe altul când ești tu vinovat? Asta este o mare problemă. Și aici este una din problemele noastre, dragii mele, tuturor. Dacă toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, atunci niciunul dintre noi ne putem bate cu pumnul în piept, nici ne putem erija în judecătorii fraților noștri, da? În judecătorii fraților noștri. Singurul instrument pe care îl avem în mână atunci când în relațiile noastre avem ceva de rezolvat este cuvântul, adevărul. Și atunci, practic, Domnul este martor, Domnul este cel care judecă prin cuvântul lui. Dar odată integritatea lui recunoscută de popor, în fața lui Dumnezeu și a unsului său, el poate rosti judecata împotriva lor. Acum, înfățișați-vă ca să vă judec înaintea Domnului pentru toate binefacerile pe care vi le-a făcut Domnul, vouă și părinților. Interesant, să vă judec pentru toate binefacerile pe care le-a făcut Domnul, adică să vă judec în lumina tuturor binefacerilor pe care le-a făcut Domnul și îmi întreb care este răspunsul nostru, al vostru, la toate aceste binefaceri pe care le-a făcut Domnul. Izbăvirea din Egipt, perioada judecătorilor. Poporul cere un împărat. Deci astea sunt secvențele care urmează și pe care le etalează într-un fel Samuel. Apoi, el vine și vorbește despre... Împăratul suprem rămâne totuși Domnul. Deci, deși Domnul v-a dat un împărat, împăratul suprem rămâne totuși Domnul. Și spuneam că Dumnezeu ar fi dorit în Israel o monarhie teocratică, o monarhie subordonată lui Dumnezeu, recunoscând autoritatea ultimă a lui Dumnezeu. Și de aceea este extrem de important faptul că Samuel subliniază supremația, suveranitatea lui Dumnezeu, dincolo de unsul care tocmai a fost prezentat înaintea Domnului, iată împăratul care va merge înaintea voastră, dar este un alt împărat deasupra lui. Dacă vă veți teme de Domnul, dacă îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul lui și observați, dacă veți teme nu de împărat, nu de profet, de Domnul, dacă îi veți sluji Domnului, dacă veți asculta de glasul Domnului, clar că El este suveranul. Vă veți alipi de Domnul, Dumnezeul vostru, atât voi cât și împăratul care domnește peste voi. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului și vă veți împotrivi cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum a fost împotriva părinților voștri. Cine ar putea tăgădui autoritatea supremă, suverană a lui Dumnezeu asupra poporului din cuvintele pe care Samuel le rostește? Și dacă el a trăit integru înaintea lui Dumnezeu și a slujit înaintea lui Dumnezeu, asta ar fi trebuit să se întâmple și cu împăratul lor, dar și cu poporul. Pentru că toată istoria lor
vorbește despre faptul că ori de câte ori au făcut răul, mâna Domnului a fost împotriva lor, i-a dat în mâinile și asta a etalat în versetele precedente el, în mâinile dușmanilor lor, versetul 16. Acum, mai așteptați aici ca să vedeți minunea pe care o va face Domnul sub ochii voștri. Nu suntem noi la seceratul grânelor? Voi striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Tunete și ploaie în vremea seceratului, Manu ne-a vorbit despre asta ieri, dar gândiți-vă, de ce face lucrul acesta? Tocmai ca să sublinieze, dacă vreți, cu o linie îngroșată, faptul că în ciuda noii organizări pe care i-au cerut-o, Domnul rămâne la cârmă, Domnul rămâne suveran și Domnul are puterea de a interveni nu doar în natură, ci și în istoria și în viața lor, dar și în viața noastră, dragii mei, și în viața planetei în care trăim, pentru că El este pe tron. Când Ioan este răpit pe ușa care se deschide în capitolul 4 din Apocalipsa și se pomenește în sala tronului, el nu găsește tronul gol? Da? Nu găsește tronul, sala tronului? Sala tronului, dragii mei, avea pe cineva pe tron, avea cele patru făpturi vii, avea cei 24 de bătrâni, avea miile de îngeri acolo. Peridianul zero al universului rămâne tronul lui Dumnezeu. Să știți atunci și să vedeți cât de rău ați făcut înaintea Domnului când ați cerut un împărat pentru voi. Samuel a strigat către Domnul și Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete și ploaie. Tunete și ploaie. Acum, foarte interesant, cât de rău ați făcut. Ce faci când ai făcut răul și nu-l mai poți întoarce? Pentru că l-ai făcut, e trecut și terminat. Și aici în textul ăsta este un lucru extraordinar. Dragii mei, trecutul nici unul dintre noi nu-l putem întoarce. Trebuie să-l punem la crucea Domnului Iisus Hristos. Și atunci, nu văicărindu-te pentru ce s-a întâmplat, ci pocăindu-te pentru ce s-a întâmplat și venind înaintea lui Dumnezeu, rezolvi problema. Totdeauna vei trăi cu consecințele păcatelor tale, da, pentru că ele au efecte în viața noastră, în trupul nostru, în sănătatea noastră, în relațiile noastre. Și nu totdeauna consecințele dispar odată cu iertarea, dar cel puțin relația cu Dumnezeu poate fi refăcută. Și aici este dovada credincioșiei lui Dumnezeu. Dar uitați-vă care e baza acestei credincioșii. Dacă mă gândesc la mai întâi dovada suveranității lui Dumnezeu, așa duce-o până în zilele noastre. Când vine în Roman, capitolul 13, spune oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Bă, interesant. În mod evident, Dumnezeu l-a așezat pe Saul, Dumnezeu l-a ales pe David, Dumnezeu era în control atunci, dar Pavel scrie în era noastră, dragii mei, și scrie după Hristos și întrebarea este ce vrea să spună, nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și versetul continuă. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Stăpânirile care sunt, dacă știi care sunt stăpânirile care sunt la ora respectivă și ele să fie rânduite de Dumnezeu, este un lucru interesant. Dar afirmația este foarte directă. Nu este stăpânire care să nu vină la Dumnezeu. Noi avem alegerile și n-am să uit niciodată cârdul de țigănci care au intrat la vot, eram cu Nora și cu fustele mari, au intrat în față, au luat ștampila, au luat hârtia, noi au intrat, au pus ștampila, au dat și au luat buletinul și au plecat. Și pe când au ieșit pe ușă, au zis, apoi tot Dumnezeu hotărăște. Cred că a fost singura care a avut dreptate din toată secția de vot de-a lungul istoriei. Tot Dumnezeu hotărăște. Dacă e adevărat textul acesta, atunci nu este stăpânire, că nu vine la Dumnezeu. Ce să însemne lucrul acesta? Haideți să înșirăm doar câteva cuvinte din Roman 13. În primul rând, nu este stăpânire ca să nu vină de la Dumnezeu. Apoi, stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. El, dregătorul, este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune. Dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei,
ci și din îndemnul cugetului. Din pricina sau îndemnul cugetului. Cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Wow! Wow, parcă a fost plătit Pavel ca să facă un fel de propagandă pentru sistemul politic din vremea respectivă. Dar uitați-vă aici, sunt împărații. Pavel scrie pe vremea lui Nero, poate cel mai rău din împărați, a prins Roma, a prigonit creștinii, i-a făcut torțe din ei în palatele lor, în palatul lui. Întrebarea este, stăpânile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu? Când vedem toată frământarea, dragii mei, pentru tronul Romei, asasinatele care pleacă încă de la Iulius Cezar, asasinatele, te întreb, cum se împacă unele cu altele? Cum pui la oaltă cele două realități? Nero nu este stăpânire ca să nu vedea Dumnezeu și el care este acum pe tron, unul dintre cei mai răi, a fost rânduit de Dumnezeu. Nu știu. Dar dacă iau stăpânirea, să o așez între mine și Dumnezeu, da? Între mine și Dumnezeu, două lucruri se spune. Stăpânirile sunt în slujba lui Dumnezeu spre binele nostru. Spre binele nostru. Dar în același timp, aceea stăpânire este în slujba lui Dumnezeu ca să răzbune. Wow! Prima întrebare este, când trebuie Dumnezeu răzbunat? Păi mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărui necinstire a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuire a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dar cine sunt cei care îl necinstesc pe Dumnezeu și nădușe adevărul în nelegiuirea lor? Nu suntem noi cei de jos? Dragii mei, noi am vrea să facem ce dorim aici jos și pe urmă, odată la 4 ani, să rotim stăpânirile spre binele nostru. Să tragem foloasele de care avem nevoie. Lucrurile nu merg așa. Pentru că Dumnezeu este pe tron, chiar dacă ne-am ales un împărat sau ne-am ales un președinte, Dumnezeu guvernează istoria aceasta și lumea, o istorie este în căușul palmei lui și de aceea, practic, stăpânirea, când trebuie să aleagă între noi și el, îl alege pe el. Dacă aici păcatul se mulțește, compromisurile se mulțesc, minciunea se mulțește, dar toate relele se mulțesc aici jos. Dumnezeu ia mințile stăpânirilor, da? Ia mințile lor și ei vor da legi care sunt în detrimentul nostru. Dumnezeu va fi răzbunat. Dacă eu înțeleg și cred în prezența lui, în suveranitatea lui Dumnezeu, cum o declară Samuel în text, atunci dintr-o dată văd că între a o rândui stăpânirea și am rândui viața. Prioritatea este rânduirea vieții mele. Cu alte cuvinte, n-are rost să schimbăm sisteme politice, ci trebuie să schimb viața. Trebuie într-un fel sau altul să aliniez viața la așteptările lui Dumnezeu, la planurile lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, înțeleg că tot ce se întâmplă aici pe pământ este doar un fel de joc, da? În ultima instanță, cel care decide este suveranul. Așa cum tunetele, fulgerele, în vremea secerișului, demonstrau prezența celui pe care l-au lepădat, nu pe tine, ci pe mine mă lepădă. Demonstrau prezența și autoritatea celui pe care l-au lepădat, dragii mei. Așa cred că autoritatea lui rămâne neschimbată de-a lungul întregii istorii, indiferent ce părere avem noi despre Dumnezeu și cum ne raportăm la Dumnezeu. Deci, dacă mă duc un pic mai departe, acest Dumnezeu este credincios, da? Este suveran, are autoritate ultimă, dar este credincios. Întrebarea este față de cine? Eu cred că este credincios față de sine. Și ăsta este lucru foarte important. Nu uitați, domnul acela de la Alești, care eu vorbeam despre din epistola către evrei, se ridică și strigă, eu și dacă mă tăvălesc în mocirile, tot a Domnului sunt, ca și cum dacă ai intrat în apa botezului, l-ai făcut prizonier pe Dumnezeu, sau dacă a ridicat 2 degete, Dumnezeu nu mai știe ce să facă, este obligat, nu. Și atunci credincioșia lui Dumnezeu trebuie înțeleasă clar în lumina textului nostru. A doua parte, versetului 18. Tot poporul a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. De Domnul și de Samuel. Observați, autoritatea lui Samuel n-a dispărut. De frică de Domnul și de Samuel. Samuel este cel care merge la împărat și spune, îmi pare rău.
Îmi pare rău, Domnul rupe împărăția de la tine. Da. Întoarce spatele și pleacă. Și nu-l mai vede până la moarte, după capitolul 15. El rămâne trimisul lui Dumnezeu și prin asta teocrația, într-un fel, funcționa mai departe prin trimisul Domnului, versetul 19. Și tot poporul a zis lui Samuel, roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim, căci la toate păcatele noastre am mai adăugat și pe acela de a cere un împărat pentru noi. O? Ai făcut un rău, ai făcut un păcat și ce faci? De desfăcut nu-l poți desface. Și atunci zice, roagă-te Domnului, ne recunoaștem păcatul. Și uitați ce important e să știi că în ciuda acestui lucru Dumnezeu te primește, există posibilitatea reîntoarcerii la El. Samuel a zis poporului, nu vă temeți, ați făcut tot răul acesta, da, dar nu vă abateți de la Domnul și sluciți Domnului din toată inima voastră. Nu vă abateți de la El, altfel ați merge după lucruri de nimic, care n-aduc niciun folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Domnul nu va părăsi pe poporul lui din pricina numelui lui cel mare. Interesant. Și Domnul nu va părăsi pe poporul lui, nu din pricina voastră și a pocăinței voastre, ci din pricina numelui său cel mare. Căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul lui. Întrebarea este când a hotărât Domnul. Ce anume îl obligă pe Domnul? Ce anume l-a făcut prizonier pe Domnul? Ce anume îl face pe Domnul ca să rostească aceste... Ați făcut răul acesta, dar Domnul nu vă va părăsi din pricina numelui său cel mare, că cel a hotărât să facă din voi poporul Domnului. Dacă mă întorc în istorie, în Geneza 3 cu 15, Dumnezeu judecă pe Adam, Eva și șarpele și spune, vrășmășie voi bune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Este cuvântul de biruință rostit în Eden, care începe acum să, pe primul călăreț din Apocalipsa, să traverseze istoria, dragii mei, până la împlinirea acestei promisiuni în Apocalipsa, când diavolul este aruncat în iazul de foc și acolo se împlinește în mod definitiv promisiunea lui Dumnezeu. Apoi, un pic mai târziu, Dumnezeu îl cheamă pe Avram și zice, ești din țara ta? Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Este o promisiune pe care o face Dumnezeu dintre toate familiile pământului, alege o familie, pe Avram, pe Sara și pe urmă prin descendenții lui își duce planul de mântuire. Când vine în capitolul 15, Avram se întoarce de la biruința asupra împăraților și nearului și este obosit și Dumnezeu îl cheamă. Zice, Avram, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram zice, Doamne, ce-mi vei da mort fără copii? Trecuseră deja ani și nu se întâmplase nimic. Și Dumnezeu zice, nu, 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 uite-te la stelele cerului, da? După care este capitolul 22, da, dați-mi voie să vă duc aminte de câteva, imaginați-l pe Avram privind stelele cerului, așa va fi sămânța ta. Textul spune, Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire, ca neprihănire. Dar imediat după aceea Avram strigă, Doamne, ce-mi vei da? Mor fără copii, slujitorul din casa mea va fi moștenitorul casei mele. Și Dumnezeu zice, nu, nu, cel ce va ieși din tine va moșteni. Țineți minte legământul pe care îl încheie? El aștepta pe Dumnezeu de cealaltă parte a culoarului și trebuia să stea cu unul până celălalt. Cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă voi călca legământul. Așa se încheiau legămintele atunci. Avram știa precis la ce l-a chemat Dumnezeu. Cum voia Dumnezeu să-i dovedească lucrul acesta? El a dormit la sfințitul soarelui. Un fum și o flacără de foc a trecut printre dobitoace. Avram nici nu s-a dezmeticit bine și în ziua aceea Domnul a încheiat un legământ cu Avram, nu Avram cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aici în capitolul 15, Dumnezeu ia asupra lui și partea lui Avram. Avrame, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu, spune Domnul, dacă eu voi călca legământul. Și cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, dacă tu, Avrame, și descendenții tăi vor călca legământul. Acum, aici Dumnezeu
Practic este prins la colț, pentru că nu-și mai lasă loc de întors. Și el vrea să întărească lucrul acesta și o face un pic mai târziu. Pe muntele Moria, când Isaac urcă muntele cu Avram, cu focul și cuțitul în mână și împlinește această prefigurare în jertfa lui Iisus Hristos, care care lemnele și este răstignit pe el, e așezat pe altarul crucii. Și în felul acesta, dragii mei, jurământul lui Dumnezeu pe muntele, pe mine însumi jur, spune Dumnezeu, pentru că ai făcut lucrul acesta, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța singular, sămânța ta, precizează Pavel. Observați că vin de-a lungul istoriei, ceva trebuia să fi înțeles Samuel legat de relația lui Dumnezeu cu poporul lui, cu poporul Israel. El făcea parte din poporul Israel, Samuel. Trebuia să fi înțeles ceva. El nu știa cum se vor împlini aceste lucruri în crucea Domnului Iisus Hristos ceva mai târziu. Dar acum încep să înțeleg cuvintele Domnului și să le leg de planurile Lui, nu de pocăința lui Israel de atunci imediat, ci de planurile pe care El l-a alcătuit și de jurământul pe care l-a făcut 22. Domnul nu va părăsi pe poporul Lui din pricina numelui Său cel mare. Observați, din prici, când Dumnezeu zice pe mine însumi jur, numele Lui era în joc. Și din pricina numelui Său cel mare, Dumnezeu nu va părăsi pe poporul Său, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui. A hotărât când? A hotărât din veșnicie, a rostit lucrul acesta în grădina Edenului, l-a actualizat în chemarea lui Avram, l-a însoțit de-a lungul istoriei, a pecetluit lucrul acesta pe muntele Moria și Dumnezeu rămâne credincios planurilor Lui. În Romani, capitolul 9, versetele 1 la 5, Pavel mai întâi vine și plânge pentru frații lui, rudele lui trupești. Ori dacă plânge pentru ei, majoritatea erau nemântuiți, nu-i așa? Și despre acești nemântuiți vorbește Dumnezeu, despre descendenții lui Avram. Ei toți se coborau din Avram, dar nu toți sunt fii ai lui Avram, va spune un pic mai târziu. Uitați-vă cum își începe el capitolul 9. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi, anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Dar cine sunt frații mei, rudele mele trupești, pentru care sunt gata să fiu eu însumi socotit anatema, despărțit de Dumnezeu? Păi nu puteau fi credincioși în Hristos Iisus, dragii mei, ci erau cei care L-au respins, L-au răstignit, care I-au întors spatele, care L-au hulit, care și-au bătut joc, până și de Petru, dragii mei, și de ucenici la Rusalii, sunt beți. Pentru ei plânge El. Și observați, toți aceștia, buni, răi la oaltă, care au descinși din Avram, toți aceștia sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, slujba dumnezeiască, au Darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele și patriarhii. Da? Toți aceștia au fost aleși să fie acel vas pentru o întrebuințare de cinste. Cinstea este să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei. Și aici Pavel vorbește și plânge pentru cei care L-au întors spatele lui Hristos. Dar ei, ca descendenții lui Avram, din pricina promisiunilor, noi am venit prin câteva dintre ele, am fi putut călători mai departe prin Vechiul Testament, pentru că El a vorbit părinților noștri în vechime, în multe rânduri, mult, și vorbirea, punctul focal al vorbirii Lui este Mesia, cel pe care sămânța lui Avram, cel pe care descendenții lui Avram trebuia să-L aducă în istorie. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea, legii, slujba dumnezească, făgăduințele, patriarhii. Și din ei și după trup și Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Așa să fie. Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Deci Dumnezeu nu va părăsi pe poporul Său din pricina numelui Său cel mare, din pricina jurământului pe care L-a făcut, din pricina planurilor Lui. Nu din pricina că ne-am pocăit ca să ne despocăim peste două zile. Nu, planurile Lui se vor împlini, dragii mei. El le face promisiuni și lor. Dacă veți alipi de Domnul, dacă Îl veți sluji, dacă Dumnezeu știe să vă facă bine.
să vă ofere binecuvântare în loc de blestem. Domnul rămâne credincios planurilor lui. Domnul rămâne credincios sieș, nu mie. Da? Nu mie. Eu nu-L pot obliga pe Dumnezeu, constrânge pe Dumnezeu, strânge la colț pe Dumnezeu în niciun fel, dragii mei. Mântuirea nu e o temniță în care am fost închis, speracul este aruncat în marea uitării din care nu mai pot ieși în niciun fel. Și lucrul acesta la firmă de nenumărate ori scripturile Vechiului și Noului Testament. Dar vă aduc aminte de un text, probabil că știți pe din afară. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Adică, dacă nu părăsim cuvântul răbdării mele, cum scrie Bisericii din Filadelfia, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, dacă rămâi lângă Hristos, indiferent ce s-ar întâmpla, ancorat în El, vom și împărăți împreună cu El. Dar dacă ne lepădăm de El, ce scrie mai departe? Și el se va lepăda de noi. De noi, da. Da. Și El se va fi lepădat adochimos, înseamnă, da? Aruncat afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Versetul 13. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Ce simplu este să scoți textul din context și să zici, well, se întâmplă să păcătuim, că doar să oameni suntem. Nu se poate trăi chiar drept în lumea în care noi trăim astăzi. Și, da, noi am crezut în Domnul Iisus Hristos, am fost botezați, suntem scriși în registru și dacă rămânem necredincioși, dacă suntem necredincioși, El totuși rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Ca și cum mie mi-ar fi făcut jurământul. Da? El s-a jurat pe sine, nu pe mine, nu mie mi-a promis nimic ca Dumnezeu, ci Dumnezeu a promis că își va duce căruța mântuirii până la capăt, cu mine sau fără mine. Și atunci textul spune, nu-L pot rupe 13 de 12, dacă ne lepădăm de El, se va depăda de noi. Și atunci textul acesta trebuie să vorbească despre, din pricina numelui Său, pentru că Dumnezeu a hotărât să facă din voi poporului un vas pentru o întrebuințare de cinste, pentru a-L aduce pe Mesia, pe Hristosul, pe scena istoriei. Am văzut integritatea, judecata, am văzut suveranitatea lui Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu și textul acela superb despre angajamentul lui Samuel. Și nu uitați, suntem în momentul unei tranziții, a unei rocade de la judecător la proroc. Noi spunem despre Samuel, ultimul judecător, primul profet. Și întrebarea este ce implică această tranziție de la o funcție la alta. Departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului. Încetând să mă rog pentru voi, vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului. Când te uiți, am pe Domnul, am pe Samuel, am poporul, da? Și întrebarea este, angajamentul lui Samuel este făcut de dragul poporului și pentru popor sau de dragul lui Dumnezeu pentru popor? Nu? Departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului. Întrebarea este, de ce se simte Samuel obligat într-un fel față de Dumnezeu când recitesc doar textul și încerc să pun la oaltă lucrul acesta? Cum adică, departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului, încetind să mă rog pentru voi și să vă învăț calea cea bună și cea dreaptă? De unde vine această obligație? Cum anume a ajuns Samuel la ea? Ce anume îl motivează pentru a se ruga până la moarte pentru Saul, în ciuda faptului că Saul era lepădat, a plâns pentru el, s-a rugat pentru el și s-a rugat pentru întregul popor. Ați-mi voie să leg lucrurile la oaltă. În capitolul 8, ei vin un împărat cum au toate neamurile. Samuel se supără și Manu ne-a vorbit despre asta, dar Dumnezeu răspunde, nu pe tine te leapă de Samuele, ci pe mine, ca să nu domnesc peste ei. Și ei fac ce au făcut de când i-am scos din țara Egiptului, tot răzvrătiți au fost. Dar acum mă uit la toată povestea între lepădarea lui Dumnezeu și lepădarea lui Samuel, două lucruri diferite. Lepădarea lui Samuel nici măcar nu contează. Lepădarea lui Dumnezeu trage greu în cântar, nu-i așa?
Întrebarea este cum reacționează Dumnezeu la această lepădare a Lui. Nu pe tine te leapă, deci pe mine, ca să îndomnesc peste ei. Și totuși, Dumnezeu, dragii mei, se implică în capitolul 9 și 10 și orchestrează absolut toate lucrurile ca Samuel să fie sigur și Saul la fel, că nu e o întâmplare. Că Dumnezeu intervine în mod suveran, până și sfertul de siclu din buzunarul slugilui Saul. Nu era o întâmplare, dragii mei, nici pierderea măgărițelor nu a fost o întâmplare, nimic n-a fost o întâmplare, nici fetele care au ieșit pe poartă, nici ospătarul care a pregătit porția lui Saul cu o zi înainte la porunca lui Samuel. Deci Dumnezeu se implică în alegerea lui Saul, în ciuda faptului că el a zis, nu pe tine, ci pe mine mă leapăde. Iar acum, Domnul nu va părăsi pe poporul său din pricina numelui său cel mare. Și textul continuă, căci Domnul a hotărât să ce? Să facă din voi poporul lui. Dacă nu mă conectez la acest fir al istoriei, al planurilor lui Dumnezeu, dragii mei, am impresia că noi putem face ce vrea Domnul, în bunătatea Lui va trece peste toate și toate sunt bune și frumoase la urmă. Domnul este bun și îndelung răbdător. Nu. El rămâne credincios sieș împlinirii planurilor Lui. Când mă uit la istoria lui Israel, n-aș vrea să fiu în locul lor, dragii mei. I-a decimat, i-a trecut prin toiag, i-a smerit, i-a împuținat pe... Și-a păstrat mereu o rămășiță prin care și-a dus planurile mai departe, pentru că el nu se putea tăgădui singur. Ei, când Samuel pune la oaltă toate lucrurile astea, care sunt acolo în text, da, le pune la oaltă, el le-a trăit, el le-a orchestrat, prin el a vorbit Dumnezeu. Oare putea să rostească alte cuvinte? Oare... Aș putea eu, Samuel, să nu stau în jug alături de Domnul pentru poporul său? A? Cum să răspunzi la astfel de întrebare? Decât, nu, imposibil. N-aș putea păcătui împotriva Domnului încetând să mă rog pentru voi. Dar pentru asta trebuie să fii convins de faptul că poporul nu e al tău, ci poporul este al lui Dumnezeu. Da? Poporul fiind al lui Dumnezeu, în ultimă instanță, tot ce faci, faci de dragul lui, nu de dragul poporului, indiferent ce fac ei sau ce nu fac ei. Și atunci elementul ăsta devine absolut fundamental în angajamentul lui Samuel. Prin urmare, departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi și vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Acum, interesant, în versetul acesta m-aș opri să încerc. Nu știu dacă e și adevărat ce vă spun, dar dacă voi nu ședeți doar, ci ședeți și cugetați, atunci m-aș bucura să intrăm în dialog, pentru că eu observ aici o lucrare sau un tipar al lucrării profetice. Cu alte cuvinte, când mă gândesc, da, renunță la a fi judecător, pentru că și-a ales un împărat care să-i judece, el rămâne profetul, dar întrebarea este, ce face profetul în prezența împăratului și ca să-l slujească pe Dumnezeu? Două lucruri spune Samuel, să mă rog și să vă învăț. Ei, erau astea elemente strict legate de vechiul legământ sau... Povestea e un pic mai complicată și transcende într-un fel legămintele și vine până în zilele noastre. Mă întorc înapoi la schema de la care am plecat. Moise moare, conducerea în Israel se frânge, Iosua intră sub porunca lui Eleazar, când Saul vine pe tron, apare judecătorul, se transformă în profet și linia profeției merge și toate cele trei se adună în Hristos, în prorocul ca Moise. Întrebarea este, ce se întâmplă cu linia preoției? Mai continuă în Noul Testament? Ce se întâmplă cu linia profeției? Ce se întâmplă cu linia împărăției? Domnul Iisus adună toate aceste lucruri sau lucrurile merg mai departe? Ce merge mai departe? Cum? Sub ce formă? Cu alte cuvinte, cum să judecăm
de pildă rolul profetic în Noul Legământ. Și despre asta vom discuta în săptămânile viitoare, dacă ne va ajuta Domnul. Dar vin cu o propunere, plecând de la cele două, ca să vedem cum se metamorfozează rolul profeției și unde le regăsesc în Noul Testament. Veniți cu mine după Rusalii, după ce Duhul Sfânt se coboară, în capitolul 6, când numărul ucenicilor începe să se mulțească, versetele 1 la 6. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duh Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. E vreo paralelă între astea și angajamentul lui Samuel? Nu voi înceta să mă rog pentru voi și să vă învăț calea cea bună și cea dreaptă. Observați, Petru se trezește, adună pe cei 12, adună biserica, zice: alegeți 7 bărbați între voi care să slujească la mese. Noi vom stărui în rugăciune și în propovăduire. Da. Rugăciune și cuvânt, cele două lucruri. Să fie oare asta o continuare a slujbei profetice a lui Samuel? Nu știu, vă las să judecați lucrul acesta. Dar dacă citesc în continuare Scriptura, de pildă vin în Corinteni. În Corinteni, unde e vorba despre darurile duhovnicești, capitolul 14, doar câteva versete. Urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângăiere. Când Samuel, de pildă, îl inaugurează pe nou împărat și iată împăratul care merge înaintea voastră. El zice: acum mă retrag la mănăstire și voi avea o superbă relație cu Dumnezeu. O relație absolut intimă cu Dumnezeu și voi vorbi cu El, voi vă las aici, în mâna împăratului vostru. Samuel spune: nu voi incita să mă rog pentru voi, da? Și să vă învăț căile Domnului, cele bune și cele drepte pentru voi. Cu alte cuvinte, focalizarea, el nu întoarce reflectoarele spre sine, da? Cine vorbește în altă limbă, vorbește cu Duhul taine, se zdește pe sine însuși. Ori când ești în poporul lui Hristos, ai o responsabilitate față de poporul lui Hristos. Dacă realmente Samuel a priceput lucrurile bine, știi? A priceput lucrurile bine. Și atunci, observați, prorocia aici are de-a face cu cuvântul, dar voi vedea mai târziu are de-a face cu rugăciunea. Deci roagă-te și cu Duhul și cu mintea. De ce? Ca să capete biserica zidire sufletească. Și cele două aspecte le văd continuate într-un fel, le văd continuate odată apostolii se trezesc când slujirea la mese începe să le ocupe tot timpul, după care se dezmetece, zice: nu, asta lăsăm altă. Noi ne vom ocupa de propovăduirea cuvântului și de rugăciune, da? De rugăciune și de propovăduirea cuvântului. Când vin în Corinteni, văd același lucru. Versetul 4. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. Și rugăciunea lui Samuel și vorbirile lui Samuel, învățătura lui Samuel, îi vizea pe alții. Cu siguranță că el avea momente lui de rugăciune cu Dumnezeu. Când vin și poporul cere împărat, vine înaintea Domnului, nu știu cum își vărsa inima, cum vorbea Dumnezeu cu el, dar din câte pricepem, numai din capitolele 9 și 10, exista o comunicare cu totul specială privindu-ne pe noi astăzi. Dar observați, zidirea celorlalți, poporului Dumnezeu trebuie să fie
punctul focal și al rugăciunilor și al vorbirii. Și al rugăciunilor și al vorbirii. Nu despre mine e vorba, spune Samuel, ci despre poporul pe care Dumnezeu a hotărât să-l aleagă pentru sine, prin care Dumnezeu a hotărât să lucreze. Lăsim voie să iau un alt text, să vedem de ce este această insistență, într-un fel, pe tiparul profetic pe care se inițiază acum prin angajamentul lui Samuel. În 1 Timotei, capitolul 4, de la 13 la 16. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii culoarea mintei asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Sau să vin la sfârșitul cărții 2 Timotei și observați același lucru. Tiparul profetic rămâne, dragii mei, în vederea zidirii trupului lui Hristos. Așa cum Samuel se pune la dispoziția poporului, el își repliază într-un fel funcția, dar rămâne focalizarea aceeași. Dar cum judecata o lasă în mâna împăratului, în schimb el, departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi, vă voi învăța calea cea bună și dreaptă a Domnului. Versetul 1 la 5 din ultimul capitol, din 2 Timotei. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru care... Și pentru arătarea pentru sa. Arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile, rabde suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Fă lucrul unuia care face două lucruri, propovăduiește și se roagă. Sau, dacă vin la versetul 11 din capitolul 4 din 1 Petru, deci, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Vă voi învăța calea cea bună și dreaptă. Cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și textul continuă, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. În vecii vecilor, amin. Când Domnul Iisus analizează cele 7 biserici ale Apocalipsei, problema cea mare, dragii mei, este cu distorsionarea cuvântului. Cu distorsionarea cuvântului. Pentru că odată ce cuvântul este stricat, când cuvântul este diluat, dragii mei, și doar istorisiri închipuite care ne gâdile urechile, ne ajung la urechi, atunci te simți bine, nu te deranjează nimeni, cum ai venit, așa poți să pleci, nu trebuie să pui nici în perș, toate sunt bune și frumoase. Dar templul întotdeauna a fost un loc de judecată, acolo mureai pe altar. Nu mergeai la sărbătoare în prezența Domnului decât după ce ai trecut prin altar și curățiri, prin naștere din nou și prin spălarea făcută de Duhul Sfânt, da? Spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Doar așa ajungeai în prezența lui Dumnezeu la sărbătoare. Uitați-vă și în ultimul capitol din 1 Petru, capitolul 5, unde Petru acum sfătuiește pe prezbiterii din bisericile din diaspora. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub pana. Observați, păstoriți turma lui Dumnezeu. Dacă turma este a mea, o vând, o dau la tăiat, ca și în Zaharia, da?
dau la tăiat, s-o vând. Și am scăpat de toată durerea și toate bătăile de cap. Dar dacă turma este a lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu mă angajează și Dumnezeu mă răsplătește. Da. Dacă turma este a lui Dumnezeu. Și textul spune, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie. După voia lui Dumnezeu. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare. Cu alte cuvinte, de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu trebuie să fie mulțumit. Și de aia spune Samuel, departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului. Pentru că stau în fața poporului pe care Dumnezeu și l-a ales, da? Dumnezeu și-a ales poporul și nu pot păcătui împotriva Domnului, spune Samuel, încetând să mă rog pentru voi și să vă învăț căile cele bune și drepte. După voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Cel care v-a angajat, cel vă va și răsplăti, spune Pavel, veți primi cununa care nu se poate veșteji a slavei. În 1 Samuel avem două versete în care tiparul profetic acum este așezat înaintea noastră și vom vedea imediat de ce, când vom deschide un pic perspectiva asupra legământului și rolului profetului în legământ. Dar în textul acesta se inițiază linia profetică. Judecătorul, ultimul judecător, devine primul profet și funcția profetică este în angajamentul lui Samuel, subliniată prin cele două aspecte pe care pe urmă le regăsesc în Noul Testament, în Fapte, capitolul 6, în 1 Corinteni 14 și în aproape toate epistolele care urmează. În toate epistolele care urmează, versetele 24-25. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră. Indiferent ce am făcut în viață, ce am greșit în viață, dacă m-am pocăit, dacă am recunoscut păcatul și dacă accept această ofertă a profetului, a lui Samuel, temeți-vă de Domnul, slujiți-i cu toată inima voastră. Căci vedeți ce putere desfășoară El printre voi. Vedeți că El nu s-a dus în concediu? El este prezent, El este suveranul, El are ultimul cuvânt în toată povestea. El este împăratul în ultimă instanță. Noi toți ceilalți suntem. Când se va arăta păstorul cel mare, da? Oi, păstoriți turma, sunteți păstorașii mici, dar când se va arăta păstorul cel mare, dar cum păstrez mereu conștiința prezenței păstorului cel mare? Cum păstrez conștiința faptului că în ultima instanță El trebuie să fie mulțumit? Nici măcar turma, ci Domnul trebuie să fie mulțumit. Dar cum păstrez lucrul acesta? Cum îmi trăiesc? Cum slujesc cu gândul acesta în minte? Dar Dacă veți face răul, veți pieri voi și împăratul vostru. Veți pieri voi și împăratul vostru. Acum, înainte de a merge mai departe, vă aduc aminte doar de tot textul. Ăsta este textul. Sunt câteva cuvinte. Poate le puteți voi citi. 1. Integritate. 2. Judecată. 3. Suveranitate. Suveranitate și o suveranitate credincioasă sau o credincioșie suverană. Puteți spune asta. Amândouă țin de Dumnezeu. Este angajamentul lui Samuel și este atenționarea sau avertizarea lui Samuel. E foarte important lucrul acesta. De ce? Pentru că Domnul Iisus, și vă aduc aminte de textul că l-am citat. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău? Scoate bârna din ochiul tău ca să vezi să scoți și paiul din ochiul fratelui tău. Samuel putea să vină de pildă dacă ar fi venit Eli sau dacă ar fi venit oricare din cei doi fii ai lui Samuel. Spuneți-mi, cu ce drept și autoritate ar fi putut judeca poporul? Orice cuvânt li s-ar fi întors ca un bumerang asupra lor. Voi vorbiți, da? Voi vorbiți. Luați mită, înșelați, mințiți, dar cum veniți să-i judecați pe noi? Și erau judecători la Berșeba. Și atunci Samuel vine și spune, ca să poți rosti o judecată, mai întâi trebuie să te las judecat tu însuți.
Atunci când, de pildă, fratele meu a păcătuit împotriva mea, textul spune, du-te și mustră-l între tine și el singur. Acum eu nu sunt judecătorul lui, dar dacă este un păcat, atunci am cuvântul lui Dumnezeu care să-l judece. Dar ce e foarte interesant, dacă nu te ascultă, ia cu tine doi sau trei inși. Care să fie rolul lor? Păi rolul lor este să mă judece pe mine, acuzatorul. Cum să venim cu tine fără să știm despre ce-i vorba? Păi nu-mi place cămașa care o poartă. Well, nu-mi place ceaiul care bea la biserică sau felul în care cântă. Păcatul este o călcare expresă a poruncii lui Dumnezeu. A poruncii lui Dumnezeu. Și atunci rolul celor doi sau trei este să mă judece pe mine, să facă, dacă integritatea mea este acolo, câtă este, că nu sunt Samuel, dar dacă acuzația mea este fundamentată în cuvânt, este un cuvânt care a fost călcat, păcatul este săvârșit împotriva lui Dumnezeu. Toate păcatele sunt săvârșite împotriva lui. Abia atunci cred că poți să faci și pasul următor. Spui și bisericii și dacă nu vrea să asculte biserica, biserica rostește judecata prin Hristosul prezent în ea, vom vedea un pic mai târziu. Dar observați cât de important au fost primele 3-5 versete în care integritatea lui Samuel să fie dovedită. Apoi urmează judecata lui Samuel, dar suveranitatea lui Dumnezeu și credincioșia lui sunt în miezul textului. Dacă eu aș crea o structură hiastică în textul nostru, aș împinge suveranitate și credincioșie și toate celelalte se aliniază, dragii mei. Și așa cum Samuel este judecat, el rostește într-un fel judecata la sfârșit și el vine cu angajamentul, da, care compensează într-un fel tot ce n-au făcut ei, vine și zice, eu nu vreau să păcătuiesc împotriva Domnului să fac lucrul acesta. Dar ăsta este textul și elementul care ne-a interesat în mod special este felul în care cele două aspecte din angajamentul lui Samuel, rugăciunea și cuvântul, sunt duse mai departe în noul legământ, preluate de apostoli în Fapte 6, în Corinteni 14, prorocia, care este o vorbire, spezidire, sfătuire, mângâiere și apoi folosirea cuvântului, dragii mei, și a rugăciunii de-a lungul întregii Scripturi. Domnul Iisus însuși a lucrat cu cele două aspecte de-a lungul vieții Lui. Dar dacă aș intra în rolul profetic al bisericii, probabil că m-aș opri pentru întrebări. Poate nu întâmplător, Samuel îl prefigurează pe Domnul Iisus, dat fiind momentul în care ne aflăm. Practic, Samuel era ultimul care a acumulat toate cele trei funcții de mare preot, profet și împărat, judecător. Urma acum să fie un împărat care era de sine stătător în istoria lui Israel. Ori Domnul Iisus vine cumulând toate cele trei funcții și atunci mă gândesc la similitudinile dintre vorbirea lui Dumnezeu prin Samuel și minunea care o face și vorbirea la sfârșitul acelor vremuri prin Fiul și minunea care o face, minunea învierii din morți, care într-un fel întărește vorbirea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Așa e, dar întrebarea mea cu care am plecat la drum, dacă realmente după Moise se desfac liniile de conducere în Israel, se readună în prorocul ca Moise, întrebarea este, logic vorbind, cum merg lucrurile astea mai departe? Da, practic ne constatăm că Samuel într-un fel le adună, nu? Bine, dar Samuel este undeva pe la mijloc, da? Am înțeles, da. Samuel este pe la mijloc și în niciun caz nu-l poți compara cu prorocul ca Moise. El este preot în Israel. El prefigurează pe prorocul ca Moise. Deci, da. În fel prin și eu cred că nu la întâmplare în Ieremia, când Dumnezeu îl judecă pe Manase, zice, chiar dacă ar veni Moise și Samuel să mijlocească, tot nu voi ierta. Asocierea dintre Moise și Samuel este important. Într-un fel, și David este o astfel de figură. El poartă efodul, și el este o astfel de figură interesantă în Scriptură. Dar întrebarea rămâne, de pildă, linia preoției se mai continuă? Linia lui Eliazar în Noul Testament? Nu. El se adună, se împlinește în Hristos, marele nostru preot.
și preoția rămâne doar preoția lui Israel, se continuă cu preoția bisericii, ce se întâmplă cu linia profetică, știi? Și ce se întâmplă cu împărăția, nici împăratul nu-l mai ia și el se adună în Hristos și atunci rămâne doar o singură linie care este în discuție, linia profeției, cum e cu profeția în Noul Testament și în Noul Legământ, cum operează ea. Sunt întrebări? Poftim? Acum ai dat o întrebare de la Gavril Bradea. Se ridică o întrebare. Cine avea nevoie de Samuel? Poporul sau Dumnezeu? Dumnezeu nu are nevoie de nimeni. În ultima instanță, El este suficient sieși. Da. El este contextul ultim a tot ce există. Toate celelalte au o valoare derivată. El este în sine unul, noi suntem zerourile care urmează, dar El de valoare la toată linia. Și atunci eu cred că Dumnezeu vorbea prin Samuel poporului și în mod special împăratului în cazul acesta. Pentru că profeții în Vechiul Testament, cum este Ieremia de pildă sau cum este Isaia, Isaia 3 ani de zile umblă gol prin cetate, anunțând tragedia care va urma. Și actele profetice, uite-te la Ezechiel, când citești cartea, te îngrozești prin cât îl trece Dumnezeu. Dar în același timp, profetul era reprezentantul lui Dumnezeu și trebuia să se încarce cu poverile de pe inima lui Dumnezeu ca să poată zic așa vorbește Domnul. El trebuie să simtă ce simte Domnul, să vadă ce vede Domnul, da? Și de aceea profetul este invitat în spațiul profetic și el are trecutul, prezentul și viitorul înaintea lui și de aia poate aluneca. De acolo vin aceste preziceri foarte punctuale lui Samuel, ca și cum el vede filmul și știe exact ce se întâmplă înainte ca se întâmple. Și atunci te întreb, domnule, cum funcționează povestea asta? Păi numai dacă Dumnezeu este Alfa și Omega, Dumnezeu este Cel care are trecutul, El este Cel ce era, Cel ce este și Cel ce vine, deodată, da? Și atunci profetul, într-un fel, este și în slujba lui Dumnezeu, în sensul că se încarcă cu poverile de pe inima lui Dumnezeu. Uitați-vă la Osea, ultimul proroc din Israel. Dumnezeu îi spune, du-te și ia-ți o nevastă de curvie. Și ia pe Gomer. Și când citești textul, te îngrozești. Dumnezeu zice, nu, du-te și caut-o și adu-o înapoi. Și el retrăiește durerea inimii lui Dumnezeu, care trebuia să semneze cartea de despărțire pentru poporul său. Da? Cartea de despărțire. Cum să te dau, Efraime? Mi se zbate inima în mine, spune Dumnezeu. Ei, profetul, într-un fel, este între Dumnezeu și popor. Este în slujba poporului, dar ca să-l reprezinte pe Dumnezeu, să aducă inima lui Dumnezeu în mijlocul lor. Nu știu ce altceva ați putea adăuga la asta. Cine are nevoie de profet, Dumnezeu sau poporul? Ca și cum a zice, cine are nevoie de cortul întâlnirii, Dumnezeu sau poporul? Poporul se apropia de Dumnezeu și Dumnezeu cobora să locuiască în mijlocul poporului său, dar era o interfață care făcea posibilă relația dintre un Dumnezeu sfânt și un popor păcătos, un om păcătos. Profetul era depozitarul tainelor lui Dumnezeu pentru popor, așa cum zice Amos în capitolul 3 cu 7. Nu, Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Depozitarul tainelor în sens... În sensul că Dumnezeu îi le prezenta. Da. Adică el vorbind în numele lui Dumnezeu, nu din îndrăzneală, că erau foarte mulți proroci care vorbeau din îndrăzneală, vorbind în numele lui Dumnezeu, este ca și cum Dumnezeu... Așa cum, de pildă, Îngerul Domnului, o figură destul de interesantă în Noul Testament, în Vechiul Testament, Îngerul Domnului, atunci când vorbește Domnul și Îngerul Domnului se confundă, cu alte cuvinte, fie că vorbește unul, fie că vorbește celălalt, auzi același lucru. Este aceeași persoană, aceeași realitate. Și atunci, da, pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni, dar Îngerul Domnului, reprezentanta lui, așa era și profetul, un reprezentant al lui Dumnezeu. Și este depozitarul tainelor, cum zici tu, în sensul că el are acces la trecut, prezent și viitor, știi? Are acces la ceea ce Dumnezeu are acces.
Nu știu în ce măsură. Putem spune că Dumnezeu avea nevoie de profet pentru că dacă ar fi vorbit direct poporului, ar fi nimicit. Știm de la Moise când spunea să nu ne vorbească Dumnezeu când i-a spus poporul, ci să vorbească, să vorbească ție și tu să ne spui nouă. Ai, ce frumoasă observație, așa e. Era reprezentantul, gura lui Dumnezeu. De-aia formula profetică despre care am discutat data trecută nu o poate lua oricine în gură și oricum. Pentru că îl necinstești pe Dumnezeu când pretinzi că vorbește în numele Lui și tu vorbești din îndrăzneală ce trece prin minte. Nu toate gândurile care ne trec prin minte sunt de la Dumnezeu și duhurile trebuiesc cercetate. Singura mea problemă este că sunt mult prea clar de n-aveți nicio întrebare. Data viitoare voi încerca să fiu un pic mai îmbârligat. Da, să facem un pas mai departe și să ne grăbim spre casă dacă vom termina. Dacă mă uit la imaginea din fața noastră, da, este o lumină care, când ne gândesc la rolul profetic al bisericii, rolul profetic al poporului lui Dumnezeu, să o iau așa, că atunci pot include și vechiul și noul legământ și Israelul și biserica. Ioan își începe prologul zicând, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Și apoi versetul 5 îl aveți pe ecran. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Dați-mi voi să înșir mai întâi punctele majore. Nu o să trecem prin toate seara asta, dar cel puțin să ne apropiem de ele. În primul rând, și ăsta a fost titlul de la care am plecat, rolul profetului, rolul și locul profetului în legământul, în economia legământului lui Dumnezeu. Economia legământului. Apoi ai profetul care vine din partea lui Dumnezeu și libertatea de alegere a omului. Cu alte cuvinte, profetul nu poate obliga pe ascultătorii lui să facă ceea ce le cere. N-are această putere, această autoritate, Dumnezeu nu i-a dat-o. Cu alte cuvinte, vorbirea profetică nu încalcă libertatea de alegere a omului. În al treilea rând, profetul este trimisul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu. Departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului, să încetez să mă rog pentru voi, voi învăța căile Domnului cele bune și drepte, da? Să mă rog pentru voi. Poporul lui Dumnezeu este trimis la, sau profetul lui Dumnezeu este trimis la poporul lui Dumnezeu. Oare Israel avea, era o împărăție de preoți, dar avea și o funcție profetică în Israel? Cum se îmbucă linia profetică cu linia preoției, da? Și noi probabil împlinim această dublă funcție și noul legământ. De pildă, în punctul 4, Israel, o împărăție de preoți. Este o împărăție de preoți, dar a fi preot înseamnă a fi mijlocitor între Dumnezeu și oameni, mijlocitor între cine și cine. Tot pământul este al meu, veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Sau, pe urmă, mai departe, funcția profetică în Noul Testament. În Noul Testament. Cum se prelungește întrebarea cu care am plecat la drum? Dacă se adună toate în Hristos, și preoția, și profeția, și împărăția, și înțeleptul, că în piață era înțeleptul în cetate, a patra linie, da, în Israel, cum și toate astea se adună în Hristos? Ce se întâmplă după el? Ce se întâmplă în biserică? Dacă Hristos este prezent în biserică, acolo de 2 sau 3 sunat în numele Lui, ca și cum Moise ar fi fost prezent în istorie, da? Ar fi fost prezent în istorie. Imposibil pentru el, Dumnezeu l-a îngropat, dar Moise, după ce a murit și vine Hristos să împlinească, să fie profetul ca Moise, el rămâne prezent cu noi prin Duhul lui Dumnezeu. Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt vom veni și vom locui împreună cu el. Dacă el, cel care a adunat linia preoției, profeției și linia împărăției, este prezent între noi,
Atunci, dragii mei, autoritatea ultimă rămâne, el întrebare este cum vorbește. În Vechiul Testament vorbea prin prorocul lui, cum vorbește Dumnezeu astăzi? Care este funcția profetică în Noul Legământ? Pe urmă, biserica, o preoție împărătească. Nu este o împărăție de preoți, ci o preoție împărătească. Și apoi, ce se întâmplă cu biserica zilelor noastre? Duhul spune lămurit că în zilele din urmă unii se vor lepăda de credință. Profutește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp, la nelatim, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și înțelepciunea, căci va veni vremea când, cu alte cuvinte, ridică toate stăvilarele împotriva vremurilor acestora în care cuvântul se va împuțina și oamenii vor urma, vor umbla după istorisiri închipuite, după gâdilaturi urechilor. Dar asta este doar harta pe care va trebui să o urmăm. Haideți cel puțin să pornim la drum, să punctăm câteva lucruri despre rolul profetului în economia legământului prin imagini care nu vă sunt străine și de aia le puteți comenta cel puțin sau le puteți contesta. Dar aveți istoria lui Israel. Hexateuhul, perioada judecătorilor, ultimul este Samuel. Și el se suprapune peste perioada regatului unit. Saul, David, Solomon. Regatul se rupe, 10 seminții la nord, 2 la sud. În 722 este primul moment crucial în care relația dintre Israel, Osea este acolo, tocmai am vorbit despre el. Relația este pe punctul de a se frânge și Dumnezeu trebuie să semneze cartea de despărțire. Isaia este profetul în sud, dar vorbește și despre regatul din nord. 100 de ani mai târziu, Ieremia este ultimul profet, Ieremia, și 586 cade Ierusalimul, 539 este repatrierea sub edictul lui Cir. Dar observați, cele 17 cărți profetice acoperă perioada asta de vreo 400 de ani, 860-460. Cam acolo se încadrează, spuneam eu el, cu toate disputele care le veți găsi între teologi, Ioel vine și se așează undeva aici, foarte aproape de 800 și ceva, cu alte cuvinte, este printre primii profeți. Și în capitolul 3, pentru că este o carte foarte scurtă, 3 capitole, îți oferă, într-un fel, tiparul evenimentelor din perioada escatologică. Dacă Ioel a fost insuflat de Duhul Sfânt și a fost și Isaia și Ezechiel și toți Zaharia și toți ceilalți, atunci comparând, având această structură simplă din Ioel, eu pot compara restul, dacă același Duh i-a insuflat pe toți. Ei nu pot nega ce spune Ioel, ci ei elaborează, pentru că toată Scriptura sau revelația este progresivă, lumina este din ce în ce mai mare. Și de aceea Ioel, dacă este printre primii profeți, dragii mei, vine și mi-așează într-un fel tiparul escatologic pe care îl așteptăm în zilele noastre, pentru că se îngroașă gluma realmente în Orientul Mijlociu. Dar avem pe Isaia în jurul primului moment de criză și pe Ieremia în jurul celui de-al doilea moment de criză, iar Samuel este ultimul proroc și primul profet și el practic pornește linia profetică care va urmări apoi toată perioada monarhiei. Zedechia este ultimul împărat și cu ea monarhia cade și îl așteaptă pe împăratul, îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Cum spuneam, cartea pivotare în care sunt descoperite căile Domnului este Exodul. 40 de capitole, 3 ingrediente, răscumpărare, lege și cort. Observați, tiparul mântuirii îl am aici. Întotdeauna răscumpărarea a fost prin har, pe prețul plătit de Dumnezeu, nu de noi. Sângele mielului pascal. Cu alte cuvinte, ascultarea credinței mele de a întinde mâna, de a primi oferta lui Dumnezeu, singura mea nădejde. Și indiferent că a fost evreu sau egiptean, cel care prin ascultarea credinței a pus pe ușorii ușii, venirea, vestiți moartea Domnului, vin Paștele. Începeți să citiți un pic despre ele. Dar când ei ajung la Sinai, Dumnezeu le spune: ați văzut ce am făcut Egiptului, v-am purtat pe are, dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei. Doamne, păi Tu l-ai ales pe Avram, nu suntem ai Tăi? Nu, nu. Ca o împărăție de preoți veți fi ai mei,
în condițiile mele. Dumnezeu le dă legea, încheie legământul în capitolul 24 și pe urmă începe istoria cortului întâlnirii cu vițelul de aur la mijloc. Deci, cartea Exodului este cartea legământului, da? Cartea legământului. Dacă mă gândesc acum la noirea legământului în Deuteronom, nu de mult am trecut prin ea, în miezul ei am stipulațiile legământului, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Am prologul, darea legii, după care am implicațiile legământului. Iar aici am binecuvântări și blesteme, citirea legii, muntele Ebal și Garizim și toată povestea și predarea ștafetei. Dar de aici, de la binecuvântări și blesteme, profetul se încărca. Cele două versete cu care se termină capitolul 12 sunt binecuvântări și blesteme. Temeți-vă de Domnul, alipiți-vă de El, slujiți-i Lui. Dar dacă nu, veți pieri și voi și vine blestemul. Deci profetul are în desaga lui binecuvântările și blestemele. Pentru că ascultarea aduce binecuvântare, neascultarea aduce blestem. Acum încep să înțeleg rolul profetului. Am cartea pivotară și vine profetul ca o ultimă măsură de har din partea Domnului. Har este răscumpărarea, har este și iertarea. Dacă înțelegi bine, mare har este și legea, pentru că trage linie între spațiul morții și spațiul vieții, dar Dumnezeu mi-a adăugat încă o ultimă măsură de har. Când ai călcat în picioare legea și cortul și pe proroc, nu mai rămâne nimica. Și exact așa se termină doi cronici. Da? Zedechia și-a bătut joc și de lege, și de cort, și de trimisul Domnului. Și atunci Domnul cheamă pe Nebucadnețar și dărâmă absolut tot. Deci profetul, într-un fel, este ultima măsură de har pe care Dumnezeu o trimite. Când mă gândesc la ultima măsură de har, aduceți-vă aminte, n-am aici Hagai și Zaharia, dar când ei se repatriază bucuroși, după 3 luni de călătorie ajung în mijlocul dărâmăturilor, ridică repede și trec altarul și pun jertfa pe ea și mare sărbătoare în luna 7-a, ziua 1-a, în luna 7-a. După care uită de toate cele și timp de 18 ani fiecare își face casa. Și Dumnezeu trimite pe Hagai și Zaharia și dintr-o dată Zorobabel și Iosua se trezesc, marele preot, pentru că ei știu, am călcat în picioare legea, ne-am bătut joc de casa Domnului, am fost preocupați de casele noastre, nu ne-au păsat de casa Domnului. Și urmează acum și ultima avertizare a lui Dumnezeu, se pun pe treabă și Dumnezeu vine și mișcă lucrurile și se rezidește templul lui Zorobabel într-un fel și istoria continuă încă 500 de ani până la venirea Domnului Iisus Hristos. Deci care era rolul profetului? Între Iahve și Israel, Iahve a hotărât să vă facă poporul lui, spune Samuel. Ei, și ăsta este legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu ei. L-a încheiat la Sinai, l-a înnoit în câmpia Moabului. Ce se întâmplă când nelegiuirea noastră rupe legământul? Dumnezeu ar trebui să-i stivească, dar El trimite pe profet. Și atunci profetul vine într-un fel ca ultima atenționare, ultima chemare din partea lui Dumnezeu. Și dacă vedeți, 400 de ani Dumnezeu și-a trimis prorocii lui să vorbească lui Israel și lui Iuda. Deci Dumnezeu trimite pe proroc și ce vede prorocul? În primul rând îl trimite când nelegiuirea era clară. Odată de ce nelegiuirea este dovedită, pedeapsa este inevitabilă, pentru că plata păcatului este moartea. Dar el îndesagă două lucruri. Are și blesteme, pedepsele, are și binecuvântări. Și asta creează un paradox. Pentru că dacă Dumnezeu este drept și plata păcatului este moartea și păcatul este dovedit, pedeapsa este inevitabilă. Cum de Dumnezeu toate cărțile profetice, afară de Naum, le termină pe lumină, nu pe întuneric? Cum se face? Toate bețigașele tale aurii din povestea lui Isaia. Da? Deci, când te uiți la o carte profetică, are 3 feluri de oracole. Acțiunea judecății, ești într-o sală de judecată în care se aduc toate argumentele împotriva ta și ești dovedit vinovat, boul își cunoaște, stăpânul, măgarul cunoaște, este a stăpânului său, Israel nu mă cunoaște.
Și cerul și pământul este invitați ca martori ai lui Dumnezeu. Pe urmă, când a fost dovedită în sala de judecată vinovăția, vin vaiurile profetice. Vai, Ariel, da? Și citiți Isaia, sunt mulțime de vaiete profetice care anunță iminența pedepsei. Și în mod ciudat și paradoxal apare promisiunea sau oracolele mântuirii. Și te întrebi, cum poate un Dumnezeu drept să ofere așa ceva când lucrurile astea sunt clare? Cum poate? Ori aici, înțelegerea planului lui Dumnezeu sunt absolut esențiale. Ce este, spuneți-mi voi? Un fus. Mulțumesc lui Gabi Bocșe, care l-a găsit și mi l-a trimis. Eu nu mi-aduc aminte numai de bunica mea. Mergeam în Valea Fenaților, era bătrână, și stătea în curte vara și torcea fuiorul sau lână. Și avea fusul în mână tot timpul. De ce mă ajută fusul acesta? Pentru că fusul, într-o carte profetică, este împlântat într-un eveniment profetic. Și pe urmă profetul începe să miște fusul și el începe să adună oracolele profetice în jurul acelui eveniment. Și ăsta este fusul profetic. Și de acolo ne-a venit nouă ideea fusului profetic. Da? Observați, morișca sau fusul este aici în mijloc. Dar aici în mijloc, profetul este un om al vremii lui. El nu vorbește, nu latră ca lupul la lună, dragii mei, ci el vorbește celor din fața lui. Profeția este pentru cei din fața lui. Și fiind un om al vremii lui, avem acumul sau prezentul profetic. Dar pentru că profetul este trimisul lui Dumnezeu, vine din prezența lui Dumnezeu, el are acces în spațiul în care trăiește Dumnezeu, el are înaintea lui viitorul. Și viitorul are cel puțin două dimensiuni din pricina binecuvântărilor și blestemelor. Are partea neagră și partea luminoasă. Binecuvântările și blestemele. Și atunci când profetul vorbește, el mai întâi vorbește despre binecuvântări imediate, mesianice, scatologice. Și de aceea alunecările profetice prin cărțile profetice. De-aia sunt complicat de înțeles cărțile profetice. Pentru că niciodată nu știi de la un verset la altul unde este profetul. Și dacă nu ai exercițiul acesta al citirii cărților profetice și a vedea ce se întâmplă, a avea și lucrurile de la periferie clare, nu doar cele care sunt înaintea ta în text, te poți pierde foarte ușor într-o profeție. Dar la fel, când vorbește despre blesteme, are blesteme imediate, anticristice sau escatologice, da? Și elementul ăsta îl vedeți, de pildă, în cartea Ioel. Și în cartea Ioel, într-un singur capitol, este adunată toată escatologia. Și de aceea, Ioel devine o carte de căpătâi, pentru că mapează, creează o hartă pentru toate profețiile care vor urma. Deci fusul profetic l-aveți descris pe îndelete în cartea Isaia, în mod special. Dar dați-mi voi să vă dau câteva exemple. Și eu două cărți, Ezechiel și Isaia, nu le am aici. Dar în primul rând aș lua cartea Isaia, Nădejde în Întuneric, da? Nădejde în Întuneric. Ce scrie un pic mai jos, Titi? Alege viața acceptând soluția lui Dumnezeu. Alege viața alegându-L pe adevăratul Dumnezeu, Deuteronom. Alege viața acceptând soluția lui Dumnezeu. Este cartea a doua din istoria binecuvântării, Isaia. Asta e cartea Isaia. Are 66 de capitole. Are o parte introductivă și o încheiere. Și 39 de capitole sunt în prima parte și 27 în a doua parte. Profetul este aici. Și el privește în stânga și în dreapta, dragii mei, dar privește din perspectiva lui Dumnezeu, Isaia. Ăsta este momentul crucial în care se află profetul. Este anul 701. Dacă încerc acum să așez fusurile profetice, observați, am primele 6 capitole aici. Primele 9 versete, primele 6 capitole creează perioada, parte de introducere. Dar apoi, dacă vă uitați, am împărații, am anii și am perioade, textele. Imaginați-vă, fusul acela pe care l-ați văzut este împlântat, de pildă, în anul 735. 735, Ahaz și Ezechia, da? Vine Ahaz pe tron, vine Ezechia, 715. 735. Și el a rostit mai multe oracole în jurul acestui eveniment. Și toate se adună într-un fus. El le adună toate într-un fus. Pe urmă se mută mai departe. 715.
Ezechia. Întronarea lui Ezechia, coaliția 713, coaliția militară împotriva Asiriei, pe urmă 701, atacul asirian, când Ierusalimul este încercuit, 46 de cetăți dărâmate și Ezechia este închis ca o pasăre în colivie, prisma lui Senaherib, da? Prisma lui Senaherib. Când mă mut dincolo, în capitolul 40, aici, pentru că sunt în viitor, observați, deja în capitolul 40 am sărit cu vreo 170 de ani mai departe în istorie. Și acolo am trei fusuri mari. Repatrierea, 539, perioada mesianică și perioada escatologică. Dar înțelegeți acum, fusul profetic este cel care adună în jurul unui anumit eveniment istoric oracolele rostite legate de acel eveniment. De pildă, dacă mă uit altfel un pic la Isaia, atunci, în prima parte, unde am cei doi împărați, am inima omului, nespus de înșelătoare și de dezlegiuirea, dar pe urmă am inima lui Dumnezeu care stea și te ridică și toate profețiile, toată lumina crește extraordinar în capitolele 40 la 66. Dați-mi voie să mă mut în cartea lui Ezechiel. Ezechiel este un pic mai ușor de descifrat. De ce? Pentru că el își datează fusurile profetice. Și dacă vedeți aici, aveți capitolele, aveți anii, aveți luna, aveți ziua. Și el vine și mi oferă în exact despre ce este vorba. Când s-au întâmplat lucrurile? După ducerea lui Ioachim în robia babiloniană, pe urmă a fost dus, mai întâi pleacă Daniel, pleacă Ezechiel și pe urmă pleacă restul cetății. Da? Dar când mă uit la o carte ca asta, este mai simplu pentru mine, pentru că el îmi datează fusurile profetice. Acum, nu-i la fel de ușor, de pildă, vin eu el, când o fi fost patru rânduri de lăcuste. Și aici poți patina în stânga, în dreapta, dar când o fi fost secetea aceea teribilă, care pe lângă secetă au venit și lăcustele și nu a rămas nimica, ori Israel cât e, o petic de teren. Dragii mei, în niciun caz, seceta nu se oprește la graniță. N-ai cum să oprească la granițe, au trecut și în Iuda și atunci te întreb pe vremea cui o fi fost toată povestea asta și de ce. Da, vă las pe voi să vă fermentați cu ea. M-aș opri doar lângă paradoxul profetic, pentru că așa încheiem pe o notă pozitivă. Deci Dumnezeu îl trimite pe profet și în desaga lui sunt binecuvântări și blesteme. Blestemele vin ca rod al nelegiuirii, observați, când nelegiuirea este dovedită, blestemul sau pedeapsa este inevitabilă. Cum de profetul întotdeauna deschide fereastra spre promisiune și mântuire? Cum se explică lucrul acesta? Ăsta este un paradox. În baza legii lui Dumnezeu este imposibil de explicat lucrul acesta. Și când citiți Biblia, veți vedea acest tipar profetic al așteptării lui Dumnezeu. Toată lumea intră în corabie, cât mai rămâne ușile deschise? 7 zile. De ce? Da? De ce rămân 7 zile deschise? Și când te uiți prin Scriptură, vezi mereu această Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. O vezi peste tot lucrul acesta. Dar cum se explică prezența, da? Binecuvântării. Prezența promisiunilor și a binecuvântării. Cum se explică lucrul acesta? În primul rând, vin la perioada Domnului Iisus Hristos, când El își inițiază lucrarea și după ce a fost ispitit în pustie, intră în sinagoga din Nazaret și îi se dă sulul cărții, era deschis la Isaia și el citește. Uitați-vă cum redă Luca lucrurile acestea. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o... Auzi, numai puțin, fiind într-o sinagogă din Ierusalim, între Paștii Rusalii, acolo toată lumea citește Tora. Și era foarte interesant cum bărbații erau de-o parte, femeile de alta. Într-o altă sinagogă, femeile erau la balcon, bărbații erau jos. Dar după ce rabinul sinagogii a luat sulul Torei și l-a trecut prin sinagogă și l-au luat ciucurile și l-au atins, l-au sărutat ciucurile cu șalul de rugăciune, toți bărbații. A deschis pe o masă mare sulul Torei, l-au doi bătrâni cu două cărți care urmăreau și se sculau câte unul din bărbați și venea să i s-a dat să citească.
Și citești de unde celălalt a rămas, da? Celălalt a rămas. Și lui s-a dat să citească și i s-a dat să citească cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Oare de ce? Pentru că el s-a oprit la jumătatea frazei. Dacă mă întorc la textul care îl citea Domnul Iisus Hristos, el sună așa: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Pe care el n-a mai citit-o. Și ei știau textul. La ascultase de teori, știau textul prin afară și nu te oprești la jumătatea frazei. Și el: să vestesc un an de îndurare. Ce s-a întâmplat cu ziua de răzbunare a Domnului? Dragii mei, am spus, când nelegiuirea este dovedită, pedeapsa este inevitabilă în fața unui Dumnezeu drept. Și atunci, singura modalitate a lui Dumnezeu de a rezolva paradoxul luminii, a promisiunilor, este ca cineva să plătească în locul nostru. Ori tocmai lucrul acesta l-a hotărât Dumnezeu din veșnicii, l-a anunțat în Genesa 3:15, a focalizat lucrurile în Genesa 12:15, 22 și de-a lungul întregii istorii. Și după ce a vorbit părinților noștri, în multe rânduri, prin proroci, da, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Cu alte cuvinte, ca Dumnezeu să ne poată oferi nouă mântuirea, cineva, în Isaia 53, a trebuit să ia pedeapsa asupra Lui. Și ca Dumnezeu să ne poată oferi nouă mântuirea, cineva în 63 a trebuit, dragii mei, cine este acesta care vine din Boțra, din Edom și are hainele roșii, ca hainele celui ce a călcat în teasc? Eu sunt cel ce am călcat în teasc și am puterea să dea mântuirea. Dar de ce sunt hainele roșii? Da? De ce sunt? Și el vine și spune: nimeni nu era cu mine. Și ai grădina Ghețimani acolo înaintea ochilor tăi, în Isaia capitolul 63, și toată agonia Domnului Iisus Hristos. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi să fim morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Și în felul acesta, tiparul profetic este împlinit într-un fel în Hristos Iisus. El adună în sine toată pedeapsa păcatelor noastre și adună în sine, într-un fel, singura noastră nădejde de a ne apropia de Dumnezeu. Nu la întâmplare spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, decât prin mine. M-aș opri dacă aveți întrebări, dacă nu aș mai face un singur pas mai departe. Da, probabil că întrebările sunt probabil pentru data viitoare, când voi intra în capitolul 12-14 din Corinteni, dacă Domnul ne ajută și acolo prorocia și vorbirea în limbi și va trebui să le descurcăm cumva. Aveți o carte la Anca, probabil că mai există, Fapte 1 și 2, Duhul Sfânt în Fapte 1 și 2, dar este și Duhul Sfânt în 1 Corinteni. Deci cei care vreți să pregătiți întrebările și ați putea citi cel puțin Duhul Sfânt în 1 Corinteni. Eu în toate cărțile astea am plecat de la o premisă simplă: dacă Duhul a insuflat Scripturile, El trebuie să fie prezent pe fiecare pagină a Bibliei. Dar Duhul nu vorbește despre sine, ci vorbește despre Fiul, îl proslăvește pe Fiul. Și de aceea elementul ăsta este interesant. Chiar dacă nu-L vezi pe Duhul, El este acolo. Întrebarea este: cum îl descoperi? Sunt capitolele speciale 12-14 care sunt despre cei duhovnicești. În
și despre care Pavel încearcă să facă rânduială în biserica din Corint. Mai sunt întrebări, Marius, sau sunt în sală cu bucurie? În sală, dacă sunt, nu știu, online. Încă. Poate e foarte benign subiectul, nu supără pe nimeni. Dacă mergem în urma de la textul din Corinteni, prorocie este o vorbire spre zidire, sfătuire, mângâiere, înțelegem că și profeții în Vechiul Testament vorbeau spre sfătuire, zidire și mângâiere, într-un fel, ca să determine o decizie în direcția bună în cei care îl ascultau. Dacă venim invers, vedem că lipsește elementul acela al anunțării unor evenimente în planul lui Dumnezeu și probabil că era necesar în perioada aceea, până la sfârșitul acelor zile când ne-a vorbit prin Fiul, și Noul Testament se încheie și cu cartea Apocalipsa, care are valențe escatologice și într-un fel avem tot ce aveam nevoie să știm și poate că în felul ăsta am putea explica de ce lipsește din prorocia din Noul Testament, deci Biserica Zilor de Astăzi, elementul acesta de elementul prezicere. Și atunci, ca să fim confortabili, pentru că noi de obicei, acum când auzim de prorocie în biserica noastră, Biserica Zilor Noastre, imediat ne gândim la preziceri concrete la fiecare, cu cine se căsătorească și mai departe. Ce interesant, nici nu știu cine spune Gordon Fee, cred că în cartea lui doar 1% sau Stuart, că el vorbește despre Vechiul Testament, 1% din profețiile Vechiului Testament sunt de prezicere. În rest, rolul profetului era să vorbească oamenilor din vremea lui și ele, aspectele viitoare pe care el le aducea în discuție, observați, fusul profetic, viitorul imediat, mesianic și escatologic, avea o singură menire, să stârnească poporul la pocăință, să se reîntoarcă la Dumnezeu. Ăsta era rolul lor. Niciodată Dumnezeu nu-ți descoperă viitorul pentru a satisface curiozitatea. Niciodată. Și asta este diferența uriașă, vom vedea, și aș vrea să terminăm pe asta, între profeție și ghicire în zilele noastre. Când cineva vine și spune viitorul, întrebarea este ce poți face cu el? Păi, de cine depinde împlinirea lui, în primul rând? Este o mare întrebare. Dar să iau doar punctul 2 din cele 7. Am văzut primul punct, locul profetului în planul lui Dumnezeu. Punctul 2 este profetul și libertatea de alegere a omului, a celui căruia profetul îi se adresează. De pildă, când deschis cartea Genesei în capitolul 2, 15 la 17, Dumnezeu îl ia pe om, îl așează într-o grădină ca să o lucreze și să o păzească. Dumnezeu a zis, poți să mănânci după plăcere, din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Binecuvântare și blestem. Binecuvântare, poți să mănânci după plăcere. Umpleți ochii, bucură-te, umpleți stomacul, trăiește, bucură-te de toată creația lui Dumnezeu. Dar ai grijă, pentru că există și pericol. Dacă vine în Deuteronom, iau-ți cerul și pământul martor împotriva voastră, ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața. Alege viața ca să trăiești. Tu și sămânța ta, iubind pe Dumnezeul tău, observați și aici, ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața. Dacă vin în textul din Ieremia, care cred că e un text extrem de important, nu uitați, suntem la sfârșitul perioadei monarhiei. Monarhul atunci era Zedechia. Ieremia era profetul, da? Ieremia era profetul. Și Dumnezeu îl cheamă în casa olarului. Și el intră în casa olarului, se oprește lângă ușă și îl vede pe olar lucrând la roată. Și versetul 6 spune: nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Dar ce a făcut olarul cu casa, cu olarul, cu lutul lui? Păi l-a luat de pe roată, l-a trântit jos, l-a frământat din nou, nu i-a ieșit ce a vrut să facă. Ori, ce aș putea să fi făcut viei mele și nu i-am făcut? Îi voi smulge gardul, îi voi surpa, vor paște vitele, da? Spune Dumnezeu în Isaia, nu pot să fac eu cu voi ce a făcut olarul cu lutul lui, casa lui Israel. Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție.
că îl voi smulge, că îl voi surpa și că îl voi nimici. Cine zice? Domnul, da? Pentru că profetul era portavocea lui Dumnezeu, era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Domnul zice despre un neam că îl voi smulge, îl voi surpa, îl voi nimici. Toate astea sunt blesteme. Dar de ce îl trimite Dumnezeu pe omul lui Dumnezeu la Eli? De ce nu-l omoară pe Eli imediat? De ce îi vorbește lui Samuel a doua oară Dumnezeu? De ce îi vorbește lui Samuel și nu-l omoară pe Eli, ci îi spune, uite ce voi face. Nu știm cât a durat până în capitolul 4, până la război, dar Dumnezeu întotdeauna anunță viitorul ca în prezență ei o decizie. Pentru că textul continuă. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând. Dar ce fel de Dumnezeu este că se răzgândește? Îmi pare rău de răul pe care, da? Când pe munte îi spune lui, lasă-mă să-i nimicesc, anihali, da? Moise zice, nu te las. Și Dumnezeu se răzgândește, da? Și e o întreagă teologie care a pornit de pe astfel de lucruri. Ori libertatea de alegere și inima lui Dumnezeu de a nu dori moartea păcătosului îi spune, dar dacă neamul acela se pocăiește, îmi pare rău de răul pe care mi-am pus în gând să-l fac. Și continuă versetele 9 și 10, tot așa? Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că îi voi zidi sau că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să-i fac. De data zic despre tine că te mântuiesc. Și ți se urcă la cap povestea asta, să-i transform harul în desfrânare. L-ai făcut prizonier pe Dumnezeu? Nu. Observați, aceeași poveste, ca și în Noul Testament, avem și în Vechiul Testament, aceeași lucru. Dar asta îmi ridică o întrebare. Cine hotărăște în ultimă instanță destinul nostru? Sau viitorul nostru? Cine îl hotărăște? Sunt lucruri pe care le hotărăște Dumnezeu și care se împlinesc cu noi sau fără noi. Dar sunt lucruri, dragii mei, care ne implică pe noi și deciziile noastre sunt esențiale. Ați făcut răul, ați păcătuit înaintea Domnului. Uite, tunetele și fulgerele vorbesc despre puterea pe care o desfășoară Dumnezeu și minunile în mijlocul vostru. Dar dacă vă lipiți de Domnul, dacă vă pocăiți, Domnul va continua să umble cu voi, să adune ce mai poate din cioburile de care s-a ales viața voastră. Da? Și atunci întrebarea rămâne într-un fel. Profetul vine și vorbește, dacă vorbește de rău, ca să nu se împlinească, dacă vorbește de bine, ca să ajute să se împlinească lucrurile respective. Și atunci, în situațiile astea, profetul nu vine să arunce viitorul în față, să zice, el totdeauna are un scop, pentru că rolul lui este să renoade relația cu Dumnezeu, să renoade relația cu Dumnezeu. Aceasta este diferența între ghicire și profeția biblică. Profeție. Dragii mei, ghicirea, dacă mergi de pildă la vrăjitori și ghicitori, și de aia Dumnezeu i-a pedepsit cu moarte, așa curățit țara de ei, da? Curățit țara de ei. Dar viitorul pe care ți-l rostesc cade în mod implacabil asupra ta. Ori profeția biblică este cu totul diferită. În profeția biblică Dumnezeu îți dă libertatea într-un fel să conlucrezi împreună cu El, să faci, să eviți răul de care te anunță, cum l-a anunțat pe Eli. El a zis, este Domnul, facă ce va vrea. Probabil că efectele păcatului te pot aduce la această amorțire, la această împietrire, când nu te mai interesează, da? Și când nici nu mai pot spune, Doamne, iartă-mă, m-am pus povestea cumnatului meu, nu mai pot zice, Doamne, iartă-mă. Împietrirea este și o inimă rea și necredincioasă ne desparte Dumnezeul cel viu. Urmează celelalte puncte, trec repede prin peste ele ca să vedeți doar încotro am putea merge. Profetul întotdeauna este trimis la poporul lui Dumnezeu. Profetul nu urlă ca lupul la lună, dragii mei, ci profetul vorbește oamenilor pe limba lor, pe înțelesul lor. Când Dumnezeu începe să vorbească în limbi străine unui popor,
ai dovada faptului că poporul este păcătos și vorbirea în limbi vom vedea în 14 cu 21 este dovada dușmanului în mijlocul poporului lui Dumnezeu. În mijlocul poporului Dumnezeu. Și am citat din capitolul 14, versetul 21. Dar profetul este trimis la poporul Dumnezeu pentru zidire, sfătuire, mângâiere, da? Pentru mustrare, când Timotei îi spune Pavel, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. De ce? Pentru că atunci când folosești cuvântul, omului Dumnezeu devine cu totul destoinic pentru orice lucrare, pentru orice lucrare bună. În al patrulea rând, sau o întrebare, oare poporul Israel avea și o funcție profetică? Era o împărăție de preoți. Și când te gândești, Israel este chemat de Dumnezeu, zice, tot pământul este al meu, veți fi o împărăție de preoți, cu alte cuvinte, veți mijloci între mine și celelalte popoare. Cum, Doamne? Împlinind poruncile mele, trăind în ascultare de mine. Exact lucrul acesta îl cere Samuel poporului. Și în felul acesta, noi putem să de continuăm rolul profetic și ca biserică, popor al Noului Testament. Dar cum este funcția profetică în Noul Testament? Cei cu cel care îi spune lui Pavel, uite așa va lega, vor lega cei care, al cărui brâu este acesta. Poate Dumnezeu să spună ce se va întâmpla? De ce lui Pavel nu l-a interesat, nu i-a păsat treaba asta? Nu a zis, m-a înștiințat Dumnezeu, acum fug în cealaltă direcție. Și a văzut mai departe de drum. Ce știa Pavel mai mult decât știa cel care i-a vorbit, da? Sau fetele lui Filip în Noul Testament. Dar cum funcționează lucrurile astea? Și pe urmă... Biserica, o preoție împărătească. Dacă este o preoție împărătească, are biserica și o funcție profetică? Suntem noi o lumină în cetate? Suntem noi o portavoce a lui Dumnezeu într-un fel sau altul? Zice, proslăviți pe Hristos în inima voastră ca Domn, fiți totdeauna gata să dați socoteală de nădejdea care este în voi cu blândețe și teamă. Să dai socoteală de nădejdea care este în tine. Care-i rolul acestui lucru? Și care e problema bisericilor din zilele noastre? Încotro migrăm ca și biserici locale, ca biserici în lumea în care trăim? Și care e pericolul care ne paște? Oare texte ca și cel din 1 Timotei 4 și 2 Timotei 5 sunt pe aproape, se aplică și la noi? Întrebări care ne rămân pentru altă dată. Sunt câteva întrebări. Te rog. Și înainte să le citesc două, apropo de biserică, mi s-a ridicat o întrebare apropo de imaginea care a spus-o profetul când vine ca și o măsură de ultim har din partea lui Dumnezeu. Mi-a venit în minte importanța vegherii unii asupra altora, apropo de Matei 18, avem cuvântul lui Dumnezeu, avem biserica, dar când o luăm pe lături sau ieșim, ce important e să putem veghea unii asupra altora ca cumva, aproape că am putea zice că toți avem un poate exagerat, un rol profetic unii asupra altora ca să veghem și să ne păstrăm calea mântuirii până la capăt. Foarte bună observația ce ta, da? Ce fac eu, fratelui, fratele, în ajutorul meu, împreună mergem pe cale și ne întoarcem la cuvânt și la biserică. Ce interesant, de pildă, când am vorbit de păcatul cu voia, păcatul care duce la moarte și dacă e doar păcatul care duce la moarte, cel născut din Dumnezeu îl păzește, cel rău nu se atinge de el. Dar cine este cel născut din Dumnezeu? Cornilescu pune o majusculă. Ori cel născut din Dumnezeu este cel care crede că Iisus este Hristosul, este exact fratele meu. Și atunci aici vine Matei 18, în care noi avem acest rol și noi avem un miel de jertfă, un miel de Paște și noi avem un cuvânt al lui Dumnezeu, o lege a Noului Testament, da? Dar pe de altă parte, avem și mare preot. Dar cine ne aduce... Profetul aduce înapoi aici, fratele meu, eu, doi sau trei, sau toată biserica. Și atunci asta este o funcție profetică pe care biserica o împlinește în nădejdea de a relega, de a rechema înapoi în relație cu Dumnezeu, în legământ cu Dumnezeu, cel pe care păcatul într-un meu l-a smuls dintre noi. Citesc acum întrebările de pe internet. Te rog. Bună seara, Ciur Marcel mă numesc. Putem spune că și credința este un dar de la Duhul? 2 Petru vine și afirmă lucrul acesta.
Pe de altă parte, credința este un apanaj al condiției umane. Nu există om fără credință. Una din dezbaterile mele mari între neoateismul zilelor noastre, care începe să apună slăvit să fie Domnul din pricina tot ce au stârnit în reacția apologetică între creștini, între oamenii de știință. Credința, dragii mei, este absolut esențială pentru toți oamenii, pentru știință nu se poate face. Ateii nu pot să fie atei fără credință. Deci totul este... dar acum, credința mântuitoare, zice, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Probabil că ați auzit de C.S. Lewis sau de Alistair McGrath, amândoi la Oxford, sau C.S. Lewis a murit, dar Alistair este încă viu. Și amândoi au fost atei, atei convinși. Și întrebările pe care au început să și le pună, mai ales C.S. Lewis în urma războiului, prin tot ce a trecut în timpul războiului, a început să-și pună întrebări și ateismul lui n-avea răspuns la ele și asta l-a întors spre Domnul. Și Alistair McGrath, același lucru, vorbește despre felul în care l-a întors la Domnul. Dar și unul și altul, și John Lennox, toți cei care vorbesc, sau James Thor, toți vorbesc despre faptul că nu există, nu poți face știință fără credință. Tu trebuie să crezi că universul este inteligibil și accesibil pentru noi și că este o relație între mintea mea și universul de afară. Pentru că dacă cele două n-ar fi colerate, mintea mea n-ar putea pricepe frumusețea extraordinară, matematica extraordinară, limbajul în care Dumnezeu a scris toată creația Lui. Și toate acestea implică credința. Acum, credința noastră trebuie să fie ancorată nu în frumusețea Universului, ci în Hristos Iisus. A murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a înviat. Și atunci cum ajung să-L cunosc pe El? Deschizând cazul Hristos, luând Evangheliile, răsfoindu-le, luând Evanghelia după Ioan. Toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și în sensul acesta, eu cred că nu este pară măleață în gura lui nătăfleață, da? Nu pică de undeva credința, ci eu lucrez la ea citind, rugându-mă, încercând să înțeleg ceea ce mi s-a spus de către Duhul Sfânt prin apostolii lui, prin evangheliștii lui. Claudia Pereț, iertare, între puțin în afara tematicii, se poate justifica dramatica înrăire din jur prin împlinirea prorociei legate de dezlegarea unor duhuri rele din adâncuri? Și continuă, știu că înrăirea arată că Domnul e foarte, foarte aproape să vină. E alarmant azi cât se caută minuni și proroci. Mai e nevoie azi de proroci ca pe vremea lui Samuel? Ce de întrebări, Claudia, mulțumim! Dar așa este, Domnul Iisus ne-a prevenit de lucrul acesta. Pavel ne-a prevenit ce în zile din urmă, Duhul spune lămurit, oamenii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Și dacă continuați textul, cei care opresc căsătoria și luarea bucatelor cu mulțumire, este tocmai această poveste care se întâmpla în general în mediile evreiești, în bisericile respective care insistau. Citiți 1 Timotei. Nu știu ce spun, nici ce urmăresc, da? Dar ei țin una și bună și au întit, citiți, vedeți, supărarea lui Pavel pe cei care le ocupau timpul oamenilor cu povești din Vechiul Testament, cu tot felul de reguli și legi și ritualuri, da? Și atunci Pavel vine și spune, depărtează-te de oamenii aceștia. Dar ce spune Domnul Iisus? Când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? Ori asta mie îmi spune, nu vorbește despre biserici, programe, ritualuri, nu, 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 despre religiozitate, ci religia a înviat în postmodernism și toată lumea caută spiritualitatea. Dar întrebarea este, încotro migrează bisericile? Dacă te golești de cuvânt, dacă cuvântul dispare din mijlocul nostru, biserica nu mai este stâlpul și temelia adevărului, atunci te poți aștepta la înmulțirea răului, pentru că răul se mulțește când standardele coboară, cad, sunt lepădate. Atunci suntem liberi să... Noi îmbătăm pe oameni cu ideea că dacă vin și pun în per și stau în bancă și ascultă o predică, sunt mântuiți. Nu e adevărat.
Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Oricine rostește numele Domnului se depărtează de fără de lege. Și atunci formele astea pot fi golite foarte ușor de conținut. Cât de aproape e vremea, nu știm, dar e suficient să vezi ce se întâmplă când îl scoatem pe Dumnezeu din conștiința noastră. Ajungem plini de orice fel de nelegiuire, curvie, viclenie. Citiți numai Romani, ultima parte din capitolul 1. Și ultima întrebare de la Gavril Bradea. Când i-a sfârșit libertatea de alegere? Cu alte ocazii ați afirmat că liberul arbitru continuă și în veșnicie, dacă am reținut eu bine. Care este rațiunea? Nu știu, Gabriel Badea. Știu doar atâta. Că atunci când citesc cartea Apocalipsa, frunzele pomului vieții slujesc la vindecarea neamurilor. Și întrebarea este, ce-i pomul vieții, ce-i râul vieții, de ce ies din tronul lui Dumnezeu toate astea? Și nu cumva pomul vieții din care putea să ia Adam, să rămână în relație cu Dumnezeu, n-avea nicio preliște, este relația neobturată cu Dumnezeu însuși? Dar atunci ce să însemne faptul că până și acolo e nevoie de vindecarea neamurilor? Vindecare de ce? Când toți dușmanii lui Dumnezeu au fost aruncați în iazul de foc. Și asta mă face să cred că Dumnezeu nu-ți va lua libertatea de alegere niciodată. Putea să nu ți-o dea de la început. Și asta este acuza care s-a dus în lui Dumnezeu astăzi, din pricina suferințelor și atrocităților din lumea în care trăim. Solomon însuși spune, cel neprienit suferă, cel rău înflorește. A? Ce soi de lume asta? De ce? Și își bat joc de libertatea alegere cei care îl acuză pe Dumnezeu în felul acesta. Dar, fără libertate de alegere, n-aș putea iubi, n-aș putea urâ. N-ar exista o relație liber consimțită. N-ar exista așa ceva. Am fi niște păpuși, da? Niște roboți. Și atunci, dacă Dumnezeu mi-a dat-o, de ce se mi-a înapoi? Dar atunci rămâne o altă întrebare. Care-i rostul vieții pe care o trăiesc acum pe pământ? De ce a trimis Dumnezeu Duhul în bucla fărășirea deșertăciunii? Să ne învârtim aici pentru o vreme și dacă te limitezi la sub cer, totul este deșertăciune și goană după vânt. Care-i rostul existenței noastre? Când Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui, El guvernează, El a organizat, El ne-a închis în pușcăria asta deșertăciunii. Cu ce scop? Și-a pus în noi și gândul veșniciei. S-au pus în noi lumea, zic evrei, gândul lumea, cu alte cuvinte, ca să vezi în șușirile nevăzute a lui Dumnezeu, puterea lui veșnică în ce a creat El. Lumea asta trebuie să fie în tine, lumina aceea despre care vorbește Domnul Iisus în predica de pe munte. Dar abia când ai schimbat paradigma, abia când te-ai întâlnit cu făcătorul tău, când ți-ai adus aminte că este o judecată și alergarea asta are un sfârșit și vei da socoteală și te întreb, dar ce voi duce cu mine la judecată? Vei duce un nume, numele fiarei sau numele lui Hristos? Vei duce un chip, chipul lui Satan sau chipul lui Hristos? Și cele două chipuri sau nume îți vor hotărâ veșnicia. Da? Și atunci, dintr-o dată, are rost toată călătoria mea. Pentru puțină vreme am fost făcut mai pe jos de înger. Pentru puțină vreme. După care vine judecata și vom da socoteală de tot. Fie bine, fie rău, tot ce este ascuns. Dragii mei, mulțumesc frumos și vreau să vă anunț că lunea viitoare eu nu voi fi aici. Deci se suspend, afară de faptul că vrea să cidă cineva lunea seara, dar noi vom fi plecați din țară săptămâna viitoare, săptămâna asta joi. Plecăm și ne întoarcem probabil începutul săptămânii viitoare, dacă va voi Domnul. Dar am vrea să continuăm într-un fel și până atunci la bibliotecă găsiți Duhul Sfânt pe Ioan, pe Fapte 1-2 și pe 1-2 Corinteni, pe 1 Corinteni și aveți acolo o secțiune destul de mare legată de capitolul 12 la 14. Și acolo este vorbirea în limbi, prorocia și fără să supărăm pe nimeni, dar am vrea să lăsăm cuvântul să ne lumineze și orice experiență trebuie verificată în lumina cuvântului. Așa că mulțumim foarte frumos, haideți să ne ridicăm și...
Doamne, mă mai rog încă o dată pentru Claudia Pereț, pentru fratele Iuga, pentru Iura, Doamne, strig în mod special pentru el, Iura, Larisa, Iaroslava, ai milă, Doamne. Pe de altă parte, mulțumim frumos pentru cuvântul Tău, mulțumim frumos, Doamne, că apostolii, într-o vreme de zăpăceală, într-un fel, când nu plecaseră acasă, erau toți adunați la Ierusalim, resursele erau puține, s-au dezmeticit și au zis, nu este bine să slujim la mese. Alegeți între voi 7 bărbați, noi vom stărui în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Doamne, și asta au rămas într-un fel linia, tiparul profetic de-a lungul întregii tale scripturi, în toate bisericile, de pe toate meridianele, în toată lumea. Mulțumim frumos și ajută-ne, Doamne drag, să cunoaștem Scriptura atât de bine încât să putem verifica orice ni se spune, orice visăm, orice ar veni să ne mute de pe linia dreaptă a căilor tale. Doamne, te rog pentru cei care propovăduiesc cuvântul să facă ce a făcut și Samuel, să învețe calea cea bună și cea dreaptă. Și asta este doar acolo unde cuvântul este tălmăcit, curat și corect și îți mulțumim. La asta ne ajută, te rog și pe noi. Amin. Amin. Amin.